Nu există domeniu de activitate care să nu fi fost afectat de criza sanitară. Instituții publice sau private cu toate au trebuit să se adapteze noilor reguli privind prevenirea răspândirii noului coronavirus. Și marineria a fost afectată și este grav afectată de această pandemie. Însă, în continuare, marinarii trebuie să plece în voiaje, iar pentru acest lucru au nevoie și de diferite cursuri ce se organizează la Ceronav. Că dacă partea teoretică putem să desfășurăm în sistem online și este, din punct de vedere și profesional și din punct de vedere al transmiterii cunoștințelor, este satisfăcător acest sistem online. În schimb, partea de competențe practice trebuie să o organizăm aici, la fața locului, fizic, cu grupe de oameni care, bineînțeles, în aceste condiții sunt mult mai mici. Organizăm grupe de 4-5 oameni care fac împreună acele competențe cu respectarea distanțelor sociale, cu respectarea tuturor normelor COVID. Reprezentanții instituției dau asigurări că respectarea regulilor în contextul pandemiei este esențială. De pildă, în sediile de lucru ale companiei se intră organizat, nu înainte de a fi măsurată temperatura corporală a angajaților și cursanților.